Ce bine șade. Lasă, spovedește-te. Poftindu-mi la spovedanie, toarnă tot ce ai săvârșit cu voia și fără voia prietenilor tăi. Tot ce ai săvârșit cu fapta, cu gândul, cu mâna, cu ochiul. Începe cu închisoarea Văcărești. Când eram acolo cu prietenii mei Gogu și Patraule, am jurat ca odată ieșiți să nu mai intrăm niciodată acolo. Să te audă Dumnezeu, fiul. Să rămână, părinte. Ia. Un moment, pleacă, taică, du-te-mă, du-te-mă, stai jos, copila mea. Spune cu ce ai greșit, ce ai pe suflet. Dar mai repede că mai așteaptă și alți păcătoși. Să mulți păcătoși de când cu primăvara asta. Eu n-am greșit cum crezi dumneata, părinte, eu nu greșesc așa. Am găsit un portofel cu bani și m-am gândit ce să fac, să caut pe gubașul, să-l dau, să-l dau. L-am adus aici, la mănăstire. Portofel cu bani? Cu ce sumă? 500 de lei. 200 am cheltuit, iar restul am adus sfinției voastre. A, și mai ai 300. Bine, bine, lasă-i la mine, lasă-i la mine. Am să-ți dau iertarea păcatelor de care ai nevoie. Ce credeți, părinte? Mă iartă Dumnezeu? Da, te iart, te iart. Du-te, du-te, păpușe. La revedere, păpușe. Pa! Pa! Opa! Ce-i cu asta? Îl ținea în loc de carte de rugăciuni. Am mirosit-o din prima clipă, tovarăși capitan, că ăsta și-a făcut ucenicia de călugări la Văcărești. Hă? Ce? Ia să văd. Ia te uita. Mă mărgi. A, nu, ăsta e al lui, că am verificat-o. Da? Mă mărgi, că ce faci tu aici, mă mărgi? Parcă tu lucrai în București, sectorul 8, Gara de Nord. Ți-ai lărgit raza de acțiune, mărgică, te-ai călugărit? Ia fă tu o mărturisire completă la toarăși căptan. Ia stai să pun un mărg. Pleacă-te, uite aici, aveți-mi. Pleacă-te aici! Gogule, nu vrei să te ajut? Nu. Eu m-am decis să te ajut. Ia mă! Mănâncă coaje! Dacă era o icoană simplă, însemna 2-3 ani pușcărie. E o icoană făcătoare de minune asta. Îți dă 6-7 ani. 7 ani și ceva. Pune-o jos că m-a nenorocit. Nu mai pot. M-a nenorocit. Oule, ce? Cât palci să-l spargi sticla? Lasă-mă, lasă-mă. Dom'le, ce ne facem? Că împotriva voinții noastre dăm mereu de dracu. Să recunoaștem cinstit. Nu, nu, îl dăm în gât pe Vasilescu ăsta. Și contractele noastre, Paris, Londra, Tokyo, o să le refuze. Are dreptate. Gogule, pe țepii de picior. Nu-l pot mișca, Gogule. Pedeapsă lui Dumnezeu? Ce pedeapsă? Ai căzut 100.000 de ori ca o plăcintă. Hai. Am găsit. Noi doi ne continuăm drumul pe șosea până la gară. Patraulea prin pădure. La gară dă un telefon la miliție, că noi am găsit ceva suspect, nu știm ce, și nu vrem să avem neplăceri. Miliția intră în acțiune, pac, pac, și dacă ne ajunge din urmă, le arătăm planșeta. Dacă e ceva în ea, avem acoperire și față de Vasilescu. Înțelegi? Asta e. Am trădat pe cineva? Pe cine am trădat, frate? Dacă nu ne ajunge miliția, treaba lui Vasilescu. Hai, Patraule, marș! Gogule, Gogule, nu mă trimite pe mine, că eu nu țin minte ce trebuie să zic, Gogule. Pedeapsa lui Dumnezeu. Hai, mănâncă coaje. E bună, reține alcoolul. Ia. Gogule, nu-ți bagi joc de mine. Nu, domne. Să țin minte sau mai bine îmi scrii? Îți scriu un bilet. Hai, mănâncă, ia-o tot. Și dacă uit ceva? Păi îți notez pe hârtie. Gogule, ăsta e prea beat, o să le încurce. Tocmai. Dacă miliția întreabă pe urmă ce e cu scrisoarea, dăm vina pe el. Când se îmbată, face sesizări. Ai prins-o? Mănâncă. Ce te miri? Mănâncă și tu, că e bună la ulcer. Hai, cântă la nai, dragă. Așa. Ia, că e pădurea mare. Ți-aducem și vreascuri. Hei! Lupii, doamne! Am văzut lupii, doamne! Înger, îngerașul meu! Care mi l-a dat Dumnezeu, iartă-mă, Doamne, Doamne, iartă-mă, înger îngerașul meu, icoana n-am furat-o eu. Hoțul, prinde-l! Înger îngerașul meu, ajută-mă, Doamne! Ia taci, o mașină, o mașină,
Stați! 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 A stat? Să trăiți! Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite! Ce aveți voi cu mine, că doar eu nu sunt asociatul vostru? Cum o să fiți dumneavoastră asociat cu noi? Dar tocmai ne gândeam, poate ne puneți unele întrebări în legătură cu sesizările prietenului Patraulea. Cu sufletul la gură v-am așteptat să ne întrebați, spre exemplu, ce avem noi aici? Exact, exact. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Noi aici. Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte. Da, exact. Ia să vedem ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Nu știm. Pe onoarea mea că nu știm. De asta l-am trimis pe Patraulea ca să se sesizeze miliția și să ne spună miliția ce ne-a pus nou acolo. Ce, Patraulea? Lasă, lasă, Patraulea. Ia să-mi spuneți voi mie ce aveți aici. Pistola mea. Ia vezi. Icoana făcătoare de minuni. Gărzanele și la școală cu voi. Doamne, fă o minune, Doamne, și pentru mine o minune, Doamne. Ce ți-am cerut și ce mi-ai dat, Doamne? Și pentru mine una, în total trei. Că e rău acolo, Doamne. Doamne, scoate pălăria. Degeaba, acum e prea târziu. Dacă erați oameni serioși și vă vedeați de treabă și nu vă băgați în toate porcările, nu mai era nevoie să vă rugați acum. Tovarășe capitan, dați nevoie să încercăm, că toți suntem aici. Tatăl nostru, cum e asta? Înger, îngerașul. Așul meu. Calte. Cățeluși cu părul creț? Fură rasa din coteț. Nu e asta, Doamne, nebun, nu vă luați după el, Doamne. Trandafire, Patraulea, dormiți, mă? Nu, Gogule. Tu știi că mie cum intru aici, îmi piere somnul. Nici eu nu dorm, că iar visez urât. Mă, știți ce o să facem noi în primul rând când ne dă drumul? Ne facem oameni cinstiți. Nu mai merge altfel. Asta se înțelege, dar eu mai propun ceva. Să-i trimitem un buchet de flori tovarășului capitan Panait. Bravo! Bravo!